Programul nostru cuprinde mai multe expuneri. Invit pe preasfințitul episcop Nicar Patriarhal Vaman Plășteanu, reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române, vă rog să treceți la vreodată. Stimate domnule președinte, dragă Sfinția voastră, doamnelor și domnilor academicieni, doamnelor și domnilor cercetători din cadrul Institutului Național pentru Cercetarea Totalitarismului, în dată asistență, am bucuria să prezint la acest moment aniversar mesajul Catericului Părinte Patriarh Gabriel, intitulat Suferinții adânci și multe puse în lumină. Timp de aproape o jumătate de veac, de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial și până în anul 1989, istoria României a fost marcată de dominația regimului totalitar comunist, care a afectat grav întreaga societate românească. Pentru că regimul totalitar și ateu, considerat că religia este un adversar ideologic și un factor de rezistență masivă, aceasta a fost combătută de teoretic și pragmatic. În acele timpuri grele, Biserica Ortodoxă Română și alte culte religioase au fost supuse multor presiuni, intimidări, opreri și restricții și persecuții care s-au soldat cu multe victime și multă suferință fizică și morală. De dobândirea libertății la sfârșitul anului 1989 a permis deschiderea posibilităților de cercetare, analiză și reflexie obiectivă asupra ceea ce a semnat cu adevărat regimul totalitar și asupra renilor profunde pe care acesta le-a produs în viața și în memoria poporului român. Din necesitatea de a întreprinde aceste studii în mod sistematic, s-a născut în anul 1993 Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, în cadrul Academiei Române, ca instituție de cercetare și punere în lumină a unui vast material informativ până atunci, de cea mai mare parte inaccesibilă cercetătorilor, cu atât mai puțin publicului larg. Cercetarea diferitelor presături și acțiuni opresive ale regimului comunist a făcut în perioada anilor de după 1989 obiectul a întrebase grupul de investigare concretizate într-un număr mare de lucrări care oferă informații inedite și prelejuiesc noi analize sectoriale sau de ansamblu asupra istoriei românești în anii epocii totalitare. Spre cinstea sa, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, aflat la înființare și conducerea domnului profesor dr. Radu Ciucianu, s-a situat permanent în prosperire continuă a rezultatelor și calității contribuțiilor sale științifice și a cuprinde în volume semnificative date privind manifestările regimului totalitar. De la lucrări din primii ani de activitate a Institutului referitoare de pildă la viața bisericească, precum volumele Biserica Întemnițată de România 1944-1989 sau Biserica Ortodoxă Română sub regimul comunist 1945-1958, s-a ajuns în anii din urmă la remarcabile lucrări de sinteză, precum volumele din anii 2011-2012 ale seriei Enciclopedia Regimului Comunist, intitulate Represiunea, volumele 1 și 2, și volumul distinct consacrat în anul 2012 instituțiilor de partid, de stat, obștești și cooperatiste. În elaborarea unor asemenea lucrări de sinteză s-a folosit o bogată bibliografie de izvoare și lucrări documentare, între care se află și reprezentativul volum Martir pentru Hristos de România în perioada regimului comunist, volum realizat în 2007 de Biserica Ortodoxă Română, în colaborare cu Biserica Romano-Catolică și Biserica Evanghelică de Confesiunea Apostolică de România. Pentru împlinirile până acum, aducem la acest moment aniversar aprecierea și felicitarea noastră Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, atât conducerii sale cât și întregului colectiv al instituției. În semn de prețuire și binecuvântare, conferim domnului profesor dr. Radu Ciucianu Ordinul Sfinții Împărați Constantin și Elena, iar Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, la împlinirea 20 de ani de activitate, diploma de onoare Sfinții Împărați Constantin și Elena și
și medalia omagială Sfinții Împărați Constantin și Elena, promotoarea libertății religioase și susținătoarea bisericii, pe care îi omagiem în mod deosebit anul acesta 2013, la împlinirea 1700 de ani, de când a fost emis edictul de toleranță de la Mediolanul 313, semnează Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.